Rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos pentru izbăvirea de boală. Prea puternice și slăvite, Doamne, Iisuse Hristoase, Tu, care ai venit în lume să tămăduiești neputințele oamenilor, care nu ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și ai primit moarte pe cruce pentru mântuirea noastră. Din adâncul inimii te rog să primești smerita mea nevoință și această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală. Mântuiește-l, Doamne, precum știi, ca un bun și iubitor de oameni, și rânduiește Tu toate spre folosul Său, că noi neputincioși suntem și nu-L putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău. De e voia Ta, îl poți pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput precum vei vrea. Dar căzând înaintea Ta, te rog, îndură-te de robul Tău, potolește-i fierbințeala, alină-i suferința, ridică-l din patul durerii. Să-i fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieții, spre început bun mântuirii și spre iertarea păcatelor. Și dacă îi e de folos să ducă mai departe crucea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Dăruiește-i lui răbdare și liniște, alungând de la el toată frica și toată deznădejdea, ca să nu fie îngenunchiat de durere și să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-l, iubitorule de oameni, ca văzând el mila Ta, să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de pocăință și de mulțumire, ca să se învrednicească să audă glasul Tău cel sfânt: iertate-ți sunt păcatele. Amin. Împărtășește această rugăciune și cu cei dragi. Domnul să te binecuvânteze.